Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm serviciul de sus din față volei. Tema se adresează clasei a 6-a, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, aplicarea procedelor tehnice de bază în acțiuni tactice specifice disciplinelor sportive studiate. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare șase mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența evaluării continue formative. Procesul de evaluare va ambina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv. Evaluare. Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cazul jocului sportiv se vor urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive câte un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener, și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. Jocul sportiv volei, mingea zburătoare, se desfășoară între două echipe de șase jucători. Scopul fiecarei echipe este de a face mingea să cadă în terenul advers, trimițând-o pe deasupra fileului și de a o împiedica să atingă solul propriului teren. Terenul este un dreptunghi cu lungimea de 18 metri și lățimea de 9 metri. Fiecare echipă poate executa maxim 3 lovituri ale mingii, în plus față de contactul blocajului, pentru a o retrimite în terenul advers. În clasa 6 anul 2 de instruire, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice jocului de volei, și anume serviciul de sus din față, preluarea serviciului de sus din față, ridicarea înainte, atacul pe direcția elanului, Model de joc 6 la 6 fără specializarea pe zone și pe posturi, cu ridicător în zona 3, cunoștințe privind acțiunile tactice colective, dispozitive, modalități și reguli de acționare specifice modelului 6 la 6, cu ridicător în zona 3, la efectuarea serviciului, la primirea serviciului în apărare și în atac, ridicare înainte din zona 3 spre zona 4, ridicare înainte din zona 3 spre zona 2, atacul pe direcția elanului din zona 2, informații cu caracter sportiv, noțiuni privind organizarea atacului în condiții specifice celor două structuri de joc după preluarea serviciului și după preluarea atacului, cunoștințe privind regulile de joc, rotația jucătorilor, acordarea punctului, greșel la serviciu, greșel la fileu. Elemente specifice atacului: serviciul, ridicarea și atacul. Serviciul. Este modalitatea prin care se pune mingea în joc de către elevul din spate dreapta, plasat în zona de serviciu. Primul set, ca și primul serviciu al setului decisiv, este executat de echipa desemnată prin tragere la sorți. Este realizat de elevii care trebuie să urmeze ordinea indicată în fișa cu poziția inițială. Este autorizat de primul arbitru după ce a verificat dacă cele două echipe sunt pregătite să joace și dacă elevul la serviciu este în posesia mingii. Execuția serviciului. Mingea va fi lovită cu o mână sau cu oricare parte a brațului după ce a fost aruncată sau lăsată să cadă din mână sau din mâini. Serviciul executat înainte de fluierul arbitrului trebuie să fie anulat și repetat. Elevul la serviciu trebuie să lovească mingea în decursul a 8 secunde care urmează fluierului primului arbitru pentru autorizarea serviciului. Este permisă trecerea mingii dintr-o mână în alta, lovirea ei de sol și o singură lansare a mingii pentru a fi servită. În momentul loviturii mingii sau al desprinderii de la sol pentru un serviciu din săritură, elevul de la serviciu nu are voie să atingă terenul de joc, inclusiv linia de fund, sau solul în afara zonei de serviciu. Greșeli în timpul acțiunii de executare a serviciului. Greșeli ale serviciului. Greșelile următoare au drept consecință o schimbare de serviciu chiar dacă adversarul este în poziție greșită. Elevul la serviciu încalcă ordinea la serviciu, nu execută serviciul corect. Greșeli ale serviciului după lovirea mingii. După ce mingea a fost lovită corect, serviciul devine greșit, cu excepția cazului în care un elev este în poziție greșită. Dacă mingea atinge un elev al echipei la serviciu sau nu depășește complet prin spațiul de trecere planul vertical al fileului, aterizează afară trece pe deasupra unui paravan. Serviciul poate fi de jos din față sau din lateral, de sus din față în forță plutitor din săritură, de sus din lateral în forță și planat. Serviciul de sus din față, mecanismul tehnic pentru cei care execută serviciul cu mâna dreaptă. Din poziția stând cu picioarele depărtate, piciorul opus brațului care execută serviciul este mai în față, în cazul nostru piciorul stâng. Mingea este ținută pe palma brațului stâng, brațul drept ușor îndoit din cot se ridică deasupra umărului. Mingea se aruncă pe verticală, în același timp cu efectuarea unui scurt elan înapoi al brațului de lovire, trunchiul execută o arcuire. Mingea se lovește înapoi și în mijlocul acesteia, cu palma complet deschisă, brațul întins, imprimându-i o traiectorie întinsă. Greutatea corpului se transferă pe piciorul din față, se poate face chiar un pas înainte. Indicații metodice. Este de preferat folosirea metodei de învățare parțială. Se va exersa aruncarea mingii în sus urmărind: poziția inițială corectă a segmentelor corpului, înălțimea traiectoria și forța de aruncare a mingii, mișcarea spre înapoi a brațului care execută serviciul concomitent cu arcuirea trunchiului. Apoi se va exersa lovirea mingii urmărind: coordonarea mișcării brațului care execută serviciul cu traiectoria mingii, punctul de lovire a mingii cu palma deschisă trecerea greutății corpului pe piciorul din față. Se va pune un accent deosebit pe constanța execuțiilor, 4-5 servicii consecutive în același spațiu. Pentru a nu fragmenta jocul în funcție de posibilitățile fiecărui elev, se poate permite inițial serviciul din interiorul terenului de la o distanță care asigură reușită execuției și care se va mări treptat. Se va indica elevilor să servească într-o anumită zona terenului de joc al echipei adverse. În final, se poate trece la executarea serviciului cu forță și apoi cu efect. Metodica învățării din poziția inițială a serviciului de sus, aruncarea minge în plan vertical, făcând un pas înainte. Dacă aruncarea este corectă, mingea ar trebui să cadă pe umăr. Din poziția inițială, aruncarea cu o mână a mingii în sus și prinderea ei cu două mâini după ce a solul. Stând cu fața la perete, aruncarea în sus a mingii și prinderea ei în cel mai înalt punct, apoi lovirea mingii într-un mod controlat de la aproximativ 3-4 metri distanță de perete. Serviciul pe perec pe lățimea terenului de volei 5-6 metri până la 9 metri. Serviciul pe perec câte un elev de fiecare parte a fileului 3-4 metri. Același exercițiu cu mărirea progresivă a distanței până în zona de serviciu. Serviciu în cele 6 zone ale terenului în funcție de indicațiile profesorului. Joc cu temă, serviciul într-o anumită zonă indicată de partener. Greșeli frecvente Poziționarea greșită a corpului în raport cu terenul sau cu mingea. Aruncarea mingii se face la înălțime necorespunzătoare și distanțe neadecvate față de corp. Lovirea mingii cu articulația mâinii nepregătită și brațul îndoit. Lovirea mingii în alte zone decât cea indicată determină o traiectorie prea înaltă spre tavan sau spre părțile laterale ale propriului teren. Lovirea mingii cu antebrațul, partea radială cubitală a palmei, vârful degetelor, etc., poate duce la imprecizia serviciului deoarece suprafața de lovire este mică. Mulțumire elevilor de la școala gimnazială numărul 12, Bogdan Petricei cu hd Constanța, întrumați de profesorul Viorel Prejbeanu. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.